Sociabilitatea și prietenia te fac să fii persoana favorită la nivel universal. Îi cucerești repede pe cei din jur cu optimismul, farmecul și simțul umorului ușor obraznic. Plăcută și optimistă, ești aventuroasă și conștientă de diferența dintre tine și ceilalți. Un îndrumător de pace prin natură, ești fluentă în limba diplomației și crezi în importanța creării unei impresii bune. Personalitatea ta atrăgătoare și sociabilă cucerește publicul, de obicei, obții cu ușurință atenția interlocutorului și îl înclini la o cooperare profitabilă. O parte importantă a existenței tale este profeția. Aceasta se manifestă atât în profesie, cât și în materie de familie, penetrând de fapt, toate sferele vieții. Cea mai mare prioritate pentru tine este punerea în aplicare a planurilor tale, adesea de mare amploare. Cu toate acestea, pe această cale, te afli cel mai adesea singură, nu poți împărtăși nimic intim cu cei apropiați. Personal, îmi lași impresia că asculți numai vocea inimii tale. Semnul tău zodiacal aparține constelației Gemeni. Gemenii sunt direct legați de semnele elementului aer, care se disting prin următoarele calități: sociabilitate, curiozitate, adaptabilitate, spontaneitate. Dispunând de înalte abilități mentale, dar inconsecvent în decizii, poți fi foarte controversată. Deoarece constelația ta apare pe cerul înstelată doar spre sfârșitul lunii mai, ești supusă influenței Mercurului. Datorită lui, te distingi prin elocvență și înțelepciune, iar diplomația și abilitatea de a organiza și desfășura diverse evenimente te fac un partener minunat în muncă. Trăsătura cea mai cunoscută a personalității tale este impermanența. De asemenea, trebuie să lucrezi pe cont propriu mereu, deoarece tendința născută de a minți și de a înșela te poate împiedica să menții relații bune cu cei dragi. Pentru mulți se pare că ești foarte frivolă, dar aceasta este doar o consecință a unei minți creative și dornice de comunicare. Tu ai nevoie de sprijinul celor dragi, pentru că nu ai prea multă încredere în sine. Cu toate acestea, planeta călăuzitoare Mercur te-a înzestrat cu multe calități pozitive. Ai o imaginație foarte bine dezvoltată, astfel că devii ușor lider și sufletul petrecerilor. De asemenea, simbolizezi tinerețea și frumusețea, vitalitatea ta nu se usucă nici măcar la bătrânețe. Guvernatorul tău astral este Mercur. Planeta Mercur este responsabilă pentru un sentiment de frumusețe, precum și capacitatea de a gestiona banii. Mercurul este favorabil jurnaliștilor, vânzătorilor, călătorilor, alergătorilor și chiar escrocilor. Planeta ta în exil este Jupiter. Lui Jupiter îi poți mulțumi pentru lipsa de principii și lipsa propriilor păreri. Universul a hotărât să fii o extrovertă fericită. Ești carismatică, veselă, optimistă, iubești glumele amuzante, ești prietenoasă față de ceilalți. Nu te temi de muncă și de afaceri, ești destul de practică și pragmatică. Nu-ți plac conflictele, încerci întotdeauna să rezolvi problema în pace, reconciliezi certurile. Vorbitor excelent, știi cum să conduci oameni, ești un diplomat excelent, lucrezi mult pe propria imagine, considerând că este un lucru destul de important. Cel mai adesea, îți atinge obiectivele, convingând oamenii de ce au nevoie pentru a-i ajuta. Cel mai mare pericol pentru tine constă în faptul că darul profetic te conduce la extreme, atât în cuvinte, cât și în fapte. Un astfel de extremism se traduce într-o traumă mentală, eșecuri și chiar moarte. Astfel, ar trebui să fii mai atentă cu energia unică dată de natură. Polaritățile, în orice formă, te fascinează și te atrag. Tu de regulă nu ai timp pentru compromisuri sau căutări nesfârșite pentru sensul vieții, deoarece ești literalmente obsedată de propriile tale idei. Uneori poți să dai impresia unei naturi conservatoare și moderate, dar în spatele acestei fațade se află extremismul fără precedent. Dacă, sub influența circumstanțelor sau atitudinilor sociale, trebuie să conduci o viață mai mult sau mai puțin previzibilă, în vise și fantezii găsești un punct de plecare pentru radicalitatea ta,
trecând peste granițe. În cazuri de manifestări extreme ale instabilității mentale, este posibil să afișez tendințe distrugătoare, atât ilegale, imorale cât și psihologice. Natura ta înalt educată, predispusă la negarea de sine în numele altora, îți direcționează adesea energia profetică într-o direcție pozitivă, contribuind la prosperitatea altora. Ideile și gândurile tale inspiră invariabil pe cei care te pot înțelege. Pentru a extinde audiența ascultătorilor tăi, trebuie să-ți exprimi în mod clar ideile pentru a evita neînțelegerile din partea celor care te ascultă. Ești revoluționară, obsedată de dorința de a reorganiza structurile sociale existente în conformitate cu viziunea ta. Și mai presus de toate pentru tine este, desigur, libertatea. Te distingi față de alți nativi din Gemeni prin astfel de trăsături speciale, ești o persoană interesantă, suplă, erudită. Îți place să experimentezi și să rătăcești în mod nebun în dragoste cu cineva care te poate surprinde și cuceri serios, dar nu cu imprudență și curte primitivă, ci cu mișcări elegante și non-standard. Cum afectează data de 6 iunie soarta ta? Asculți vocea inimii tale. Viața ta promite să fie strălucitoare și de neuitat. Vei putea să-ți realizezi toate planurile fără probleme, chiar și vârfurile inaccesibile îți vor fi supuse, pentru că norocul merge cu tine toată viața. Ești curajoasă, independentă, riscantă, întotdeauna și întotdeauna te bazezi pe propria ta intuiție. Dar, uneori, independența ta poate fi cauza singurătății, și niciodată nu vei avea pe nimeni să împărtășească bucuria victoriilor tale. Tu ai un anumit dar, se pare că tu vezi soarta în viitor, poți simți materia energetică care te înconjoară, încerci să urmezi profețiile, dar uneori devii o statică, ceea ce duce la un sfârșit extrem. Principalul lucru nu este să stai pe aceste sentimente, să înveți cum să utilizezi în mod corespunzător abilitățile tale speciale, astfel încât să nu devină începutul prăbușirii destinului tău. Ești protejată de semnul zodiacal Gemeni. El îți oferă o vitalitate extraordinară și o forță interioară. Din copilărie, ai o predispoziție de a studia, ai o minte simplă și un intelect ascuțit. Un sentiment puternic de intuiție te ajută să-ți dai seama de mișcările corecte, vei putea stabili relații de prietenie și de afaceri. Mulți cred că ai darul previziunii deoarece reușești să determini cu exactitate ce se va întâmpla în viitor. Ești dotată cu un magnetism intern și un anumit farmec, cu ajutorul căruia atragi masele. Oamenii se adresează ție, încercând să se împrietenească cu tine. Datorită acestei abilități, poți organiza cu ușurință mulțimi de oameni, făcând un mecanism eficient de lucru. De aceea, ești un lider născut. Orice producție va înflori dacă tu te vei afla la cârmă. În general, poți fi numită favorita soartei, pentru că tot ceea ce se întâmplă cu tine merge exclusiv în avantajul tău. Nu ai zile rele, se întâmplă mereu coincidențe plăcute. Pentru tine, toate ușile sunt deschise, astfel că sunt garantate succese în orice întreprindere. Tu poți realiza un mare succes în domeniul profesional. Ești incredibil de norocoasă în viața personală. Poți crea cu ușurință o familie puternică și prietenoasă, în care domnește armonia și înțelegerea reciprocă. Nu este nevoie să vorbesc despre bogăția materială, pentru că va fi abundentă în viața ta. Dar mai presus de toate, meriți relații spirituale și prietenoase, pentru că niciun beneficiu nu poate înlocui comunicarea spirituală într-un cerc de oameni apropiați. Tu ești ca o mare poveste. În ciuda vârstei tale, nu te oprește niciodată să visezi și să ai fantezii. Zborul creativ poate uneori să te ducă departe de realitate, iar apoi poți părea excentrică, dar nu-ți vei pierde magnetismul născut. Astrele te sfătuiesc să te bazezi pe gândirea logică și pe intuiție, care este foarte dezvoltată de la naștere, pentru că numai atunci poți obține tot ceea ce dorești, și în plus, în cel mai scurt timp. Dragoste și compatibilitate. Iubitoare și romantică, te concentrezi asupra relațiilor pe termen lung care îți sunt foarte semnificative.
Ar trebui să-ți admiri iubitul și să-i respecti mintea, așteptând în schimb aceeași admirație și devotament. Alianțele emoționale armonioase se vor dezvolta cu berbecul și vărsătorul. Aceasta deoarece berbecul îți va da pasiune, nu te va lăsa să te plictisești și te va energiza. La rândul său, vărsătorul împărtășește dorința ta de libertate, atitudinea ta frivolă și aventuroasă. Riscul este ca vărsătorul să devină autosuficient și să te expulzeze când ți-e lumea mai dragă, fără niciun semn de avertizare. Uniunile familiale cele mai liniștite și mai rafinate sunt cu reprezentanții semnului tău zodiacal. Gemenii te pot captiva cu farmecul și intelectul lor, iar cu natura lor neobișnuită și rafinată, adaptabilă, poți construi relații pe termen lung. Poate fi o relație excelentă ce se va dezvolta permanent. O uniune interesantă, dar inegală te așteaptă cu leul, dar aici există riscul de a acumula oboseală din cauza patosului său excesiv, dar și datorită indiscreției sale primitive. Capricornul, Fecioara și Taurul sunt prea pasivi și previzibili pentru tine. Aceste alianțe sunt sortite eșecului. Racul cu sânge rece și slab te poate aduce la disperare, în această uniune nu există puncte de contact. Cu un reprezentant din Balanță sau Scorpion este puțin probabil să faci casă comună, să trăiți sub același acoperiș. Balanța este mult prea indecisă și lentă, iar Scorpionul va încerca în permanență să te manipuleze, vei simți în permanență transpirația rece a trădării. În raport cu aceste două semne zodiacale, ești pe etaje diferite, fără scări și lifturi între ele, sau chiar mai rău, în blocuri diferite. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datoriilor karmice reciproce. Locuri de muncă și carieră. Tu ai o relație foarte dificilă cu misticismul și previziunea. Intuiția și providența ating toate sferele vieții, casei, familiei, muncii, prietenilor, hobby-urilor. Te străduiești să-ți atingi obiectivele îndepărtate prin toate mijloacele. Mai mult decât atât, înduri toate acestea în tăcere, preferând să nu le împărtășești nimănui. Și mai întâi de toate asculți intuiția ta. Se întâmplă ca intuiția să te împingă la acțiuni sau cuvinte prea puternice, limitate sau regretate mai târziu. Trebuie să încerci să te controlezi pentru a nu te răni pe tine însăți și cei din jurul tău. În general nu trebuie să vorbești prea mult despre previziunea ta, oamenii nu ți vor mulțumi pentru asta. Dar ești foarte interesată de tot felul de extreme. Compromisurile nu sunt atât de curioase pentru tine, și ești interesată în mod deosebit de obsesia cu unele idei proprii. Uneori poți să apari destul de gravă și reținută, dar aceasta este doar o mască. Sănătate și boli. Extremismul specificie se manifestă prin faptul că dărâm sentimentul de frică, astfel încât prietenii și rudele ar trebui să-ți monitorizeze cu atenție activitatea. Ție-ți este redus parțial instinctul de pericol, prin urmare, este mai bine să fii supravegheată. Nu trebuie ca cineva să râdă de ideile tale, chiar dacă acestea par nepractice sau stupide, deoarece ești întotdeauna hotărâtă să întruchipezi tot ceea ce ai în minte. De cele mai multe ori te poți afla într-o stare de tulburare nervoasă, și atunci ai nevoie în special de sprijinul și ajutorul prietenilor, precum și de sfaturi valoroase. Se întâmplă în acest moment că trebuie să soliciți ajutorul unui psiholog sau psihoterapeut. Ai nevoie de o atitudine de respect față de familie și prieteni, precum și de acceptarea ta deplină ca personalitate deosebită. Rațional este să alegi o dietă variat condimentată, conservatoare, fără exotism și excese. Soarta și norocul. Universul a hotărât să fii inteligentă, talentată și fericită. Te-ai născut sub o stea norocoasă. Vibrațiile din această zi sunt de așa natură încât toate calitățile pozitive ale personalității tale sunt îmbunătățite. Ai abilități și talente unice și ești deschisă energiilor universului, care te saturează cu forțe puternice și cu energie vitală nelimitată. Ești permanent sub protecția creatorului. Lucrul în orice domeniu ți aduce noroc și succes nelimitat.
Având capacitatea de a comunica cu oamenii, tu găsești o limbă comună cu orice persoană. Ești iubită și respectată de ceilalți. Ai o imaginație bogată, ești înzestrată cu talent literar, ai un bun gust excelent, o voință puternică, ești încrezătoare în tine însăți. Ești fermă și întotdeauna iei deciziile corecte. Ești optimistă, veselă, oamenii sunt atrași de tine. Ai o intuiție puternică, îți poți îndeplini visele și dorințele, poți prevedea evenimente în viitor și aceste lucruri te ajută să eviți întotdeauna orice greșeală. Tot ceea ce se întâmplă îți aduce întotdeauna numai bunăstare și fericire. Ai o viață interesantă, fericită și lungă, plină de fericire, noroc și succes. Ai abilități extrasenzoriale, ești predispusă la misticism, telepatie, clarvedere. Poți fi un minunat vindecător. Ai un farmec deosebit, abilitatea de a influența oamenii. În materie monetară, ești mereu norocoasă și de succes. Viața ta este în siguranță, casa este ca un castron plin. Ești înconjurată de dragoste, lux și confort. Sfaturi pentru tine. Ar trebui să-ți găsești locul în viață și să-ți realizezi visele într-o zonă practică unde, dacă nu ai beneficii tangibile, te ajută cel puțin psihologic. Învață să împărtășești mai mult celorlalți. Atenție la efectul pe care l-ai asupra celorlalți. Nu neglija lucrările mici de întreținere. Încearcă să rămâi cu picioarele pe pământ. Ce cadouri ți se potrivesc? Tu tolerezi mult mai ușor că a uitat cineva să te felicite decât alte semne, astfel încât nu atragi cadouri de o importanță foarte mare. Pentru a-ți face plăcere un dar, este foarte simplu. Este important să fie dăruită din inimă și să fie exact ce vrei. Nu este dificil să știe cineva ce vrei. Este suficient doar să discute, să te lase să viseze în ajunul sărbătorii tale și toate dorințele vor fi imediat exprimate. Prin natura ta iubești sărbătorile și oamenii din jurul tău. Dacă primești bilete la film, după ce ai vizionat acest film va fi cel mai interesant film din viața ta. Căști pentru telefon. Imediat se dovedește că setul cel vechi nu era deloc bun și că darul s-a dovedit a fi mai bun ca niciodată. Fiind inteligentă și bine citită, nu vei fi niciodată dezamăgită de darul intelectual, de exemplu, o carte electronică, o colecție de filme documentare sau o enciclopedie. Dacă ar fi să primești o bijuterie, ar trebui să-ți aleagă un lanț sau colier de argint. Este mai bine să nu primești unele, deoarece ele semnifică o constrângere a libertății tale. Prețul unui cadou nu este practic important pentru tine, atenție este importantă. Poți fi fericită doar cu atenție, o grămadă de nimicuri în cutii mici asortate pot să te distreze și, în același timp, comentariile care vor acompania procesul de desfacere a ambalajelor, pot fi asemănătoare cu un monolog al lui Nae Lăzărescu. Cu ambalajul nu excelezi, este puțin probabil să-ți atragă atenția asupra lui, este mai interesant pentru tine ceea ce este înăuntru. Dar nu este o curiozitate care te conduce. Te bucuri că e mai multe din cel ce dăruie, decât ceea ce a adus. Dar tu iubești darurile cu înțeles. Este mai bine să nu ți se dea mărunțișuri chinezești inutile. Chiar și ustensilele de bucătărie vei fi bucuroasă să le primești și nu vei da niciodată impresia că nu ai nevoie de ceva. Dar vei găsi cu siguranță o aplicație pentru tot și vei povesti cu siguranță mai târziu cât de importante s-au dovedit a fi lucrurile primite. Florile oferite de ziua ta de naștere ar trebui să fie de un violet blând într-o vază. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.